Ce faceți, domnul Dănoare, cu aruncați gunoaiele? Știți că n-ați vezi voi să aruncați gunoaie. O să se sesizăm garda de mediu. Toate gunoaiele la casă le-ați aruncat. Unde ați aruncat, domnul Dănărecu? Ia spuneți. Ați demolat casa, unde ați aruncat gunoaiele? Tot aici, în carieră? Ia spuneți, unde ați aruncat gunoaiele? De la casă. Păi de ce? Știți că n-aveți voie. O să se sesizăm garda de mediu. Ia, hai. Hai, ridică. Hai, ridică sapa. De ce aruncați gunoaiele? De plăcere, lasă că și eu o să anunț garda de mediu, să vedem. Aveți voie să aruncați gunoaiele? Salutări! Ia spuneți! Hai! Știți că n-aveți voie să aruncați gunoaiele? E bine, și eu o să sesizez garda de mediu, să vedem. Aveți voie? Cine v-a dat voie aici să aruncați gunoaie? Cine? Spuneți, domnul Dănărecu, cine v-a dat voie? Primăria cum v-a dat voie să aruncați gunoaiele aici? Ia spuneți, domnul Dănărecu. Pleacă voi, deci lasă-mă în pace. Păi da, v-a dat voie de la garda de mediu. Că nu ești un miezul din cur să mă întrebi tu pe mine. Dar de ce aruncați gunoaiele? Nu aveți voie. Că și voi aruncați ce la acolo la vale, ce la lui Joița. Nu e adevărat, eu n-am aruncat nicio țiglă. Păi pleci, de ce să nu pleci? Păi de ce să plec? Nu aveți voie să aruncați gunoaiele. Păi ești tu cineva primar? Nu, o să se sesizez garda de mediu. Da, corect. Faptul că nu aveți voie. O să vedem dacă garda de mediu vă dă voie să aruncați gunoaiele pe unde vreți dumneavoastră. Da, mă, da. Cetățenii comunii Fărcășești, unde aruncă gunoaiele, în marginea carierei unde este un focar de infecție aici. Din cauza domnului Dănărecu, care a aruncat și a demolat casa și a aruncat gunoaiele tot aici. Uitați, oameni buni, unde se aruncă gunoaiele. De către cetățenii comunii Fărcășești. De către familia Dănărecu, care a aruncat gunoaiele de la o casă întreagă aici. Să vedem garda de mediu ce spune, are cuvânt de spus. Bă, pleacă, că mă scot de aici și mă duc în pușcărie. Hai, pleacă. Du-te! Bă, pleacă! Păi la ce să plec? Pleacă, mă, de ce, mă? Nu ai voie să arunci. Bă, pleacă, de ce? Uite, te înregistrez, mă duc la garda de mediu. Pleacă, nu mă scoate, te rog frumos, pleacă. Păi de ce? Bă, pleacă! Nu vreau, lasă-mă să nu-mi fiu. Nu ai voie să... Nu ai voie să arunci garda de mediu, ia. Hai, ia sapa. Ia să vedem, că e tentativă. Aia e tentativă. Ia, uitați, așa cum ați reclamat, domnul Dănărecu. Ce am reclamat? M-ați reclamat, ați adus poliția peste mine. Păi da, că ți-e utilajul la port. Dar, coleg, nu știu dacă încurcă. Da. Păi tu nu ești în stare să-ți faci curtea, mă. Nu ce rușine nesimțitule. La ce mă faceți nesimțit? Vedeți că vă dau în judecată. O să vă dau în judecată și probele astea le pun probă la dosar. Vedeți ce vorbiți. Vedeți ce vorbiți. Care gard? Care gard? E făcut de bandă. La ce ați dărâmat, ați dat banda jos? La ce ați dat banda jos? După știum. Păi la ce să plec? Ați aruncat gunoaie? Uitați, oameni buni, unde se aruncă gunoaiele. Prostule, praiere. Lasă că o să se dăm cardea de mediu. Ce stai, bă, da. Lângă mine? Te pozez. Pozează-mă. Da. Vrei să mă pozez? Da, uite așa, eu pun pe Facebook la gara de mediu. Dă-ți pantalonii jos. Hai, să arăt la gara de mediu gunoaiele de le arunci. Tu nu ești în stare, mă, muierea ta, să pui o perdea la ferea. Dar nu ai treabă cu muierea mea. Jerpelea. Ești un jerpelea. Vezi că vă dau un judecată pentru ce vorbiți. Lasă-ne pozezi. Tu ai dus țigla lui Tangerului acolo la vale, te-a pozat cineva? Nici o țiglă nu am dus, eu n-am avut de unde. Eu țigla o am în vârful coastei, în cotiga. O am în cotiga. Să vă uitați mai bine că e remorca în curte băgată. Să vă uitați că e remorca în curte. Prima remorca ai dus. E tot la mine acasă și prima remorca și a doua. Da, ai luat-o pe ce a trebuit. Da, normal.